Dragi prieteni, bine ați venit la dialogurile Vocea Libertății. Sunt Mihai Neamțu și stăm de vorbă astăzi cu un om cu totul special în casa Auschnitz din Alea Alexandru numărul 1 București, într-un palat care îl găzduiește pe un om bogat, dar un om bogat care se laudă nu cu achizițiile materiale, ci cu bogăția credinței. Probabil între cei mai înstăriți este europeni, dar care în loc să fie astăzi, eu știu, într-o croazieră luxoasă prin Mediterana, se află într-un loc al rugăciunii, în primul rând, în propria lui casă, acum, George Becali, cu dumneavoastră stăm de vorbă. Bine ați venit! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Credința pentru dumneavoastră este elementul central. Nimeni nu are vreun dubiu când se apropie chiar de casa dumneavoastră, când vă cunoaște, că trăiți pentru credință, trăiți într-o credință, trăiți din credință. Și tot ce faceți, cumva, se hrănește din această năzuință de a mărturisi, de a aduce cât mai mulți oameni la credință. A fost întotdeauna așa viața dumneavoastră, domnule Becali? N-a fost așa, dar vezi, dau slavă Domnului că numai că ai pronunțat credință și că vorbim despre credință, deja îmi dau lacrimile pentru că începe mângâierea Duhului Sfânt. Simt puterea Duhului Sfânt. Și asta este un dar care nu... Eu trebuie să fiu foarte atent ceea ce fac în viață, pentru că am primit niște daruri care nu le primesc toți oameni. Nu știu, o taină, de ce, nu știu. Dar am primit darul lacrimilor, care este baia sufletului. Pentru mine, vedeți, spuneați dumneavoastră că poate să fie nu știu ce cu asta de azur sau nu știu ce. O locul, croazieră, da. O croazieră. Acum vezi, eu o să vorbesc despre mine. Eu când am fost în pușcărie, am spus, Doamne, dacă să ies acum, adică cum se făceau amânările și cum se dea amânări, o să merg la biserică în fiecare zi la ora 10, de la 10 la 12, două ore, duminica. Ați făcut o promisiune. Așa am făcut făgăduința. Dar eu așa am zis ca să fiu sigur. Dar după care eu de la 9 dimineața m-am dus, duminica. Și încet, adică într-o zi când mergeam dimineața până la 8, așa, trecând, că mă scolam la, zilnic mă scolam până la 10-11. Și când pe cam dimineața erau ăștia, corporatiști acolo la Herăstrău, pe la Pipera, zona aia, tot, multă lume, mii și mii, tineri, cu tare. Și când am văzut așa, la un moment dat, mă uitam la ei, așa îi studiam și am zis, Doamne, dar ăștia oamenii sunt roboți, ei, nu, eu îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut liber pe mine, că nu sunt sclav. Și atunci am zis, pentru că așa m-ai făcut liber și că nu mi-ai dat servici, să fiu un fel de sclav robot, eu vei veni în fiecare la tine la servici. În fiecare zi vreau să vin la tine, stăpânul stăpânii lumii, la stăpânul stăpânul care a făcut lumea, și am zis, o să vin de acum încolo eu la tine la servici. Deci de unde eu? La ora 10 am promis, la ora 9 mergeam duminica, eu acum eu, fără liturghie nu pot în fiecare zi. Ceasul meu sună la 7:30 și eu în fiecare zi sunt la liturghie. Deci pentru mine acum liturghia a intrat în ADN-ul meu. Mi-a intrat, injectat sângele cu ADN-ul, cu Sfânta Liturghie și eu dacă o zi nu mă duc la Sfânta Liturghie, nu mă simt bine. Dar pentru mine vezi că spuneai că de aici am plecat. Ca să-ți placă așa Sfânta Liturghie e dar. Pentru că mie îmi place. Adică eu mă duc acum așa, eu nu mă duc. Pentru că trebuie. Nu mă duc că trebuie, mă duc, mie îmi place. Adică eu dacă mă culc o dată, mă culc. E posibil că doar se întâmplă meci alea, așa am emoții cu tare și mă culc mai la două, mă culc. Deci la ora 10, eu stăm 10-11, mă culc. Dar la două. Dar eu la 7:30, eu stăm picioare. Nu mai stă la mine, că stai puțin, că poate azi dorm puțin mai mult. Numai că eu mă duc la bucurie. Eu nu mai putează. E o revărsare. E o revărsare de dragoste. Da. Și eu mă duc la liturghie. Mie îmi place liturghia. Asta e dar. Pentru că vezi, mulți văd liturghia ca o datorie. Am spus așa. Nu e aia care văd ca datorie. E bine și ca datorie, că după aici, că ce spune, spun Sfinții Părinți, că fă ceea ce trebuie ca apoi să-ți placă. Să-ți placă. Fă ceea ce nu crezi, dacă faci repetat ceea ce nu crezi, încep să crezi ceea ce faci.
Că uite, sunt și eu filozof în astea. De acord. Că acum stau în față cu cel mai mare filozof al României. Nu mă lăudați că nu ne-am întâlnit să ne lăudăm. Te laud, pentru că ești. Pentru mine e bucurie că fac cu tine emisiunea, pentru că așa te-am considerat întotdeauna, de când erai copil. Să le spunem oare celor care ne urmăresc povestea noastră? Lasă, nu mai le spune. Aia nu. Nu mai lucrurile bune, nu mai spune. Și stai să vezi. Și atunci am zis, Doamne, eu o să vin să slujesc ție, să vin să lucrez la tine în fiecare zi, la Sfânta Liturghie, și care tu nu mă pui nici la muncă. Mă duc acolo la biserică, îmi dă muzică îngerească, îți dai seama ce stăpân, care te duci la el și nici măcar la muncă nu te pune. Și după aia, pentru că tu te-ai dus, că 2 ore sunt. El îți dă și miliarde și miliarde și îți dă și viața veșnică, veșnică, de mii miliarde de ani, ți-o dă și îți dă ca să vezi acolo ce n-a văzut ochiul, ce n-a auzit urechea și ce nici nu-ți închipuie omul cât de frumusețe este în rai, care îți dă el. Și nu-i topâni la muncă. Tu îți dai seama ce mi-a dat Dumnezeu. Și așa am făcut și acum eu... La mine liturghie în fiecare zi. Da. A intrat în sângele meu. Dar ne urmăresc oameni care poate nici nu știu ce e liturghia. Hai să vedem. Ce bucurie aveți? Trăiți? Liturghia are un început, are un mijloc, are un sfârșit. E liturghia cuvântului, e cu liturghia euharistică. Ce trăiți noastră în 2 ceasuri? Se întreabă unii. De unde vine bucuria lui George Becali? Nu trăiești în toate 2 ceasuri. În alea 2 ceasuri nu ai trăire aceeași trăire. Că nu poți să știi când vine... Când vine cercetarea. El vine când vrea, când merit sau când vrea el, când nici nu poți să te aștepți în 2 ore alea când... Și de fapt e o atingere. Că aștepți bucuria Duhului Sfânt, tu stai în alea 2 ore cu bucurie în tot, că aștepți ceva, aștepți o mânghiere. Și atunci alea toate 2 ore sunt plăcute. Bine, astea nici nu-i bine să le povestesc, că zici Sfinții Părinți că dacă le povestești, El după aia se distanțează. Dar la mine e altceva. Eu trebuie să fac mărturisire. Milioane de oameni vă cunosc. Pentru că eu fac mărturisire. De ce? Pentru că eu, ca să știe oamenii că sunt niște lucruri care se întâmplă la Sfânta Liturghie. Nu sunt așa ritualuri. Hai, mergă cu tare sau că mă duc eu, acum vin eu la biserică, mă rog eu, hai, dă-mi aia. Nu. Nu. Eu la biserică, eu zic, Doamne, miluiește-mă. Miluiește-mă, Iisuse Hristoase. Miluiește-mă. Pentru că nu putem să cerem, noi nu avem voie să cerem decât de la Dumnezeu și în biserică și oriunde și la rugăciune, decât, cum spune în Tatăl nostru, pâinea cea de toate zilele. Nu atâta trebuie să cerem noi. Mai mult nu, că nu poți să ceri Dumnezeu bani. Dar El, Dumnezeu, care El, dacă vede că tu faci voia Lui, că zice împliniți, mai întâi poruncile și apoi Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția celor și toate se vă și dreptatea Lui și se alătură toate vouă. Deci El, Dumnezeu, știe cel mai bine decât mine, decât tine, ce trebuie ție și mie. Iar El, dacă tu faci voia Lui, te rogi pentru pâinea de toate zilele, El bogățirea alte care trebuie, știe El mai mult câtă bogăție trebuie. Și îți vine și ți le completează, ți le dă El. Și, dar iar dacă te rogi pentru anumite lucruri, El nu-ți dă imediat. El nu-ți dă imediat, pentru că dacă tu te rogi, faci rugăciune. După aia când îți împlinește Dumnezeu dorința, nu mai faci rugăciune. Uiți. Și aia mi-am plinit. Nu, Dumnezeu ce face? Te lasă ferminte în rugăciune, iar când nu te aștepți tu, El îți dă, dar nu-ți dă cât ai cerut tu. De 100 și de 1000 de ori mult mai mult. Așa face El. Da. Acum, la liturghie, deci, Eu ați văzut că acum vorbim și puțin filozofic, vezi? Că dacă vorbesc cu Sfinția ta, iată-mă, cum am obișnuit, cu Domnia ta, sau cu tine, cum vrei ca frate, îți spun mai bine cu tine, îți spun ca frate, vezi? Spune un mare filozof francez, spunea, Dumne, patria mea este limba franceză. Vine Preda și o traduce și zice că e a lui, dar o traduce din francez. Marin Preda și spune, limba, patria mea este limba română, dar e tradus în francez. Dar și eu vin acum și completez pe amândoi, nici aia, nici aia. Și cel mai mare filozof. Patria mea este sfânta și dumnezeiasca liturghie. A mea este.
nici limba, nici nimic. Patria mea e sfânta și dumnezeiasca liturghie. Unde limba îngerilor se vorbește mai mult decât limba oamenilor. Păi numai la Sfânta Liturghie, că trebuie citit ca să vezi ce se întâmplă la Sfânta Liturghie. Păi sigur, da. Că la Sfânta Liturghie, ei îngerii vin, coboară, cântă cu noi, pentru că ei nu au posibilitatea să săvârșească Sfânta Liturghie. Iar vezi că oamenii se duc, oamenii, de exemplu, că Dumnezeu de Paște, că poști de Paște, că mergi de Paște, un om, lumea o ca acasă. Păi la fiecare Sfântă Liturghie este Paște și Înviere. Amin. Nu e nimic deosebit împărtășania de Paște cu cea de la fiecare zi. Că noi trebuie să ne împărtășim, că spunem haric ne împărtășim cu ceea ce se împărtășesc. Adică chiar dacă noi nu ne împărtășim cu ceea ce se împărtășesc fizic, trupește, ne împărtășim haric cu ei. Adică eu o să-i spun jumate de împărtășanie, îi zic eu. Adică eu în fiecare zi mă împărtășesc cu jumate. Adică e un fel de a spune. Un fel de a spune, na, între ghilimele, că nu poți spune jumate din Hristos. Da. Dar mă împărtășesc cu Hristos în gând, în har, în cuvânt. Când se împărtășesc ei odată și simt. Fiindcă ei sunt mădulară din același trup, care e trupul lui Hristos. Noi toți. Da. Cei care se împărtășesc sunt mădulare din trupul din care fac și parte. Noi toți oamenii suntem trupul lui Hristos. Sigur. Noi toți suntem frați în Hristos. Prin botez. Da. Și hai să ne întoarcem însă. Simt harul, îl simt cum mă împărtășesc odată cu ei. Bine, astea sunt lucruri care oamenii nu o să ne înțeleagă. Tocmai. De ce? Pentru că sunt lucruri care le trăiesc puțin oameni. Adică la mine e har și la mine, adică îi dau slavă Domnului și mulțumesc lui. Dar nu poți să știi. Oameni care vin la mine poate să simtă mult mai mult harul ca mine. Domnul Becaliu, să spun lucruri pe care nu le gândesc și nu le trăiesc eu, dar le spun alții. Și vreau să vă pun în situația lor. Nu, dar ne-am spus astea, iartă-mă, ne-am spus astea, de ce? Pentru că ai vorbit de credință. De credință. De ce? Pentru că vezi, spunea Dumnezeu să fie pe coaste, pe nu știu ce, de zoazuri, de nu știu ce. Pentru mine, păi bucuria și mie plăcerea mea e la Sfânta Liturghie. Sunteți pe o coastă a Raiului. Păi, dar eu sunt în Rai, eu sunt la Sfânta Liturghie acolo cu îngerii. Păi unde pot să fiu cu îngerii și cu Hristos? Pot să fiu undeva la Miami sau la coasta de Azur? Sau prin Florida. Sau la Monte Carlo, Florida. Acolo n-ai cum, te duci undeva unde duhuri, mai mult duhurile dracilor. Adică aia zic că lumea că este nebun. Dar nu există. Dar lumea poate să spună asta și întrebarea este ce s-a întâmplat cu George Becali? Fiindcă n-ați fost așa, când se uită unii oameni, mă iertați. Hai să spun, am fost așa, dar ce s-a întâmplat? În anumite emisiuni, de acum 10 ani, nu-l văd pe acest George Becali. Nici eu nu l-am cunoscut. Bă, dar nu, spun. Și știți asta. Dar știu ce s-a întâmplat. S-a întâmplat că e dragostea, că eu am avut dragostea. Și dragostea m-am născut cu ea, dau slavă Domnului că am primit-o dar în naștere, și dragostea nu m-a lăsat, pentru că eu tot timpul am dus o viață urâtă. O viață nemenică. Eu, de exemplu, nu mai vreau, de exemplu, mă întâlnesc cu prieteni. Și mi-aduc aminte, bă, știi că în cutare distracții, cu nu știu ce distracții, că nu știu cum. Aventuri. Îi zic, te rog, gata. Păi știi că ai la altă, că aia, că ai... Păi, le-am uitat, le-am spovedit. Le-am îngropat. Vreau să uit de ele. Nu vreau să mă laud cu păcatul. Vreau să fiu un om nou. Amintim. Nu, amintire de păcat nu vreau. Am fost nemernic om. Puteți spune asta? Da, am fost nemernic om. La 20 de ani ce făceați, domnul Becali? Nemernic. În discoteci. Nemernic. Nu mai spun ce, că nu mai e. Nemernic. Dacă am spus nemernic om, înseamnă că am fost nemernic. În toate păcatele. Dar ce s-a întâmplat? Pentru că lumea vă urmărește și nu înțelege. Omul ăsta care a înconjurat de vedete. Dragostea m-a dus la tatăl înapoi. Dragostea. Ca fiul risipitor. Dragostea. Deci eu am fost tatălui v-a chemat. Dragostea tatălui. Tatălui ceresc. Bineînțeles. Aia înseamnă pilda. Sigur. Fiul risipitor. Tatăl împăratul este Domnul Dumnezeu. Ați simțit roșcovele? Ați văzut mizeria unei vieți de păcat? Nu, n-am simțit. Vezi? Păi Dumnezeu pe mine numai că vezi. V-ați scârbit? Hai să spun. Ce a fost? Păi vezi care cât de mult m-a iubit pe mine Dumnezeu. El pe mine m-a întors fără să-mi dea roșcovele. Adică m-a întors printr-o mică... Bine, roșcovele ați mâncat în închisoare, să zicem. Roșcovele, nu, n-am mâncat nici acolo. Roșcovele pentru mine a fost pușcăria, să spunem, din cauza libertății. Libertatea a fost, lipsa de libertate a fost roșcovele. Pentru că argatul, știți, îl ia pe fiul risipitor și începe să-i poruncească. Fă aia, fă aia, fă aia. Da,
Dar pe mine nu mi-a poruncit nimeni niciodată, că eu... Nici măcar în închisoare. Dumnezeu mi-a dat tata mea de putere, bucurie, când eu comandam și în pușcărie și nu își permitea nimeni să sufle în fața mea la pușcărie. Deci mi-a dat și asta, adică nu m-a umilit. Mi-a ținut demnitatea. Că și așa vorbeam cu Sfinții Părinți, n-am putut să fiu smerit în pușcărie. E, Sfinții, unii părinți mi-a spus, domnul Becali, ai avut demnitate. Și a zis, nu. Eu știu că n-am fost smerit, că știu ce făceam cu ei pe acolo. Adică cu milițienii. Și înțeleg că dragostea cu oamenii am avut-o, că mi-a spus unul, domnule, la pușcărie se comandă cu pumnul și cu mintea. Dumneata ai condus cu dragostea, mi-a spus aia de acolo în secție. Deci hai că mergem pe alte căi și urcăm de... Nu, dar cum a fost întoarcerea? S-a întâmplat că întoarcerea, Dumnezeu m-a întors fără bătaie. O mică mângâială așa, o părmicică așa cu pușcăria. Dar m-a întors înapoi acasă. Deci ați fost fiul risipitor? Numai că nu m-ai întors, am fost mai mult decât fiul risipitor. Ați ajuns într-o țară îndepărtată, țara păcatului. Da, de mizerii. Ați cheltuit averile, nu spunem cum, dar zice textul din Luca. Le-am cheltuit, dar eu Dumnezeu atât de mult m-a iubit că și atunci când cheltuiam, el tot îmi dădea mie. Adică nu mi-am puținat-o. M-a întors, pe mine m-a întors printre minu, așa a vrut. Bă, uite, nu-ți dau bătaie, te întorc fără bătaie. Tu îți dai seama câtă dragoste să te întoarcă fără bătaie? Totuși a fost o umilință publică să fiți în închisoare. N-a fost, pentru că și acolo eu, adică, știi, adică eu am primit-o cu dragoste și nu eram, adică am simțit... Fetele au suferit, soția a suferit. Aia a fost suferința mea. Fetele, nevasta și mama. Că mama săracă așa cum are încă dureri la mâini, la adică a rămas, fost un șoc. A rămas cu o durere. Nevasta mea, decât dacă vede acum filme cu pușcărie, plânge. Eu râd, ea plânge. Da. Hai să spunem și pe asta. La televizor, într-o zi, într-o emisiune, B1 TV, subsemnatul, să fac și eu mărturisire. Da, da, atunci... Am ajuns să fiu întrebat de un realizator, care era tot așa aprig. Domnul Neamțu, cum comentați condamnarea lui Gigi Becali? La ții minte cum ai zis? Ziceți noastră, că mi-e rușine. Și tu ai spus așa, că nu mă durea de ceilalți, că nu mă interesa, dar pe tine te iubeam, te apreciam pentru valoarea ta. Prima dată simțeam o valoare spirituală în tine, dar apreciam foarte mult inteligența ta, geniu. Geniul tău îl apreciam foarte mult. Și sufeream când vedeam că ia aveai prietenii pe care îi aveai în politică, pentru că te iubeam, nu știu de ce, n-aveam nicio... Dar am suferit atunci când am văzut, când mi-ai spus, dar ce, domnule, vorbim de Gigi Becali, păi ce facem, apologia infractorului? Mi-e rușine când mă gândesc la asta. Da. Și știți ce s-a întâmplat? M-a sunat, hai să spunem celor care ne urmăresc. M-a sunat, cred că, nu știu dacă erați în închisoare sau ieșit din închisoare, m-a sunat și a zis, alo, domnul Neamțu. Da, da. Și da, bună ziua, sunt George Becali, sunt Gigi Becali. Domnul Becali, am știut în secunda 2 ce am făcut. Da, 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 spun, știi că... M-am cerut iertare. Dar tu știi când m-ai cucerit pe mine? Nu. Tu m-ai cucerit pe mine, erai pe scenă. Și ai recitat câteva versuri dintr-o poezie... Dintr-o... Ridică-te, Gheorghe. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Și nu mai comentăm mai mult că cine știe ce mai inventează, cine mai zic. Dar, și atunci am mai cucerit și... S-a lipit sufletul, da. Da, nu, da, apreciam valoarea ta, adică... M-ați sunat pe mine și mi-ați spus... Domnul Neamțu... Pentru că în opinia mea, când și-am să spun, tu ești cel mai mare geniu al timpurilor noastre români. Terminați, domnul Becali, că nu de asta am venit. Cel mai mare geniu al României la ora asta. Dar vezi că, bă, nu, da, stai puțin, de ce? Care-i păcatul României? Vezi păcatul României? Că oamenii geniali și oamenii de valoare... Hai să-i dăm la coadă așa, știi, în loc să-i apreciem, în loc să-i protejăm și să-i folosim. Asta e mare păcat pentru domnul Becali, n-am sunat niciodată ziua aia. Era o zi de vară, era august. Să vezi că ce spune sunt... M-a sunat și mi-a zis, nu, dar vreau să spunem celor care ne urmăresc cum se pot întâmpla aceste reconcilieri. Încă o dată, eu am dat de pământ cu omul cu care stau de vorbă. Și am dat de pământ când el era căzut. Deci nu numai că a căzut, am dat și un picior și am spus... Gigi Becali, facem acum apologia infractorului. El m-a sunat, domnul George Becali, să spună că nu e supărat pe mine, dar că am rănit-o pe soția și copiii. Da, da. În clipa aia am simțit că am intrat 5 metri sub pământ. I-am spus că eram parte dintr-o organizație politică care făcea din lupta anticorupție cea mai importantă lupta noastră. Așa credeam noi că trebuie să facem atunci. Și că pe jumătate am spus-o cu gura,
și că inima mea nu era acolo unde erau cuvintele. Asta e un lucru adevărat. Și mi-ați spus în secunda 2, te-am iertat. Erai puțin îndrăcit și nu mai țineai cont ce spuneai. Eu numai să fii pe plac la demoni. Bine, acum spun de ce spun astea. Pentru că uite, am luat niște cărți ca să citim, ca să ne și bucurăm într-o ce spun Sfinții Părinți, vezi? Uite, de exemplu, uite ce spune Iustin Pârvu. Uite ce spune. Vor veni vremuri în care numai cei ce vor simți harul lui Dumnezeu vor putea distinge binele de rău, căci cu mintea omenească va fi cu neputință. Deci vor veni vremurile când numai... cei cu gustarea vor deosebi binele de rău. Și vor fi, după aia, merg mai departe și spun Sfinții Părinți, că vor veni chiar vremurile când, dacă, de exemplu, deci când cei, adică își vor pierde mințile. Și atunci dacă nu o să gândești și o să fii bun, ei își vor pierde mințile și o să zic că e nebun, că nu-i ca noi, că nu ți-ai pierdut mințile ca ei. Și adică nu faci păcatele lor și nu faci ca ei, tu ești nebun. Tu ești nebun. Așa o să vină. Și Antonie cel Mare. Da, aici vine ceva important pe care îl văd la dumneavoastră. Tot timpul când ne-am întâlnit, v-am văzut înconjurat de oameni ai lui Dumnezeu. Unii preoți, alții călugări. Dumneavoastră cereți mereu sfat. Și Ortodoxia pune accentul ăsta pe sfătuire. Când tu nu ai discernământ, apropo de ce zice Iustin Pârvu, trebuie să ceri sfat de la ceilalți. Dumneavoastră faceți asta. Nu, eu ce am făcut? În primul și în primul rând... am citit, că nu știam înainte, că spui, dom'le, cum ai făcut? Păi nu știam. Dacă nu știam, am început să citesc. Și citind Sfinții Părinți, în pușcărie am început cu citit. Da? Da, și am început să citesc. Eu, citind, am început să înțeleg. Și m-a cuprins harul. M-a cuprins harul și vezi, eu nu am o credință de asta filozofică. Pentru că eu trebuie să spun ție. Eu te iubesc, te respect. Dar tu ai o credință filozofică. Trebuie să vorbim cu Dumnezeu, nu despre Dumnezeu. Tu vorbești mai mult despre Dumnezeu, dar o să vezi că vorbind despre El, o să începi să și vorbești cu El. Adică, voi aveți o filozofie. Eu încep să-L simt pe Dumnezeu. Bine, ești tânăr, o să vezi. Și atunci eu ce am început să înțeleg? Că oamenii, dacă stai cu oameni, nu mai și business, și bani, rugăciunea, mă pierd la rugăciune. Și pentru că mă pierd la rugăciune, ce am zis? Bă, de ce să mă pierd eu la rugăciune? Și atunci, de ce să mă pierd eu în lucruri lumești? Ia să disprețuiesc eu materia și am început, slavă Domnului, că am început să o disprețuiesc cât de cât, nu definitiv. O să vină timpul. Aveți o vorbă frumoasă, da? Că dacă stai la oi, miroși a caș. Dacă stai la vaci, miroși a vaci, dacă îmi duci la parfumerie, miroși a parfum, nu? E, și atunci, ce am făcut eu? Am zis, bă, mai mult oamenii cu care eu să stau, eu, sunt preoți, călugări, călugărițe. Care ce-mi trimit? Îmi trimit Duhul lor. Pentru că ăla, dacă el este derbedeu, care vine el, omul Milean, și dacă el, nu-ți dai seama, dar el dacă are duc de mizerie, de beție, este trimit de beție, dacă de curvie, este trimit de curvie, dacă de hoție, de hoție, el îl trimite Duhul fără, prin draci. Proximitatea înseamnă lumea influență. Că de bun. Nu, așa. Proximitatea înseamnă influență. Dacă stai în preajma cuiva, ești influența de-a. Așa o să fii. Și atunci eu mai mult stau cu oamenii ăștia. Și atunci, dar, de unde mă inspir? Și mă inspir din Ioan Gură de Aur cel mai mult acum. Vă place foarte mult. Și am vrut, Ilie Cleopa îmi plăcea, dar vezi? O altă treaptă. E cel care a făcut liturghia. Nu întâmplător. Sunt mai ales și Grigorie, mai este și Vasile cel Mare care a făcut. Da. Sunt trei care au făcut liturghii, care fac trei liturghii. Grigorie, Vasile cel Mare și... Dar cel mai mult Ioan Gură de Aur se face în tot curs. Și atunci eu le citesc de la ei. Și cum le zic ei, uite cum, că oate acum, de exemplu, ce o să citim. Să vedem ce zice aici. Despre, ca să vorbim despre filozofi, da? Uite ce zice la filozofi. Că zice de dragoste, de iubire și de cunoaștere. Vezi, uite. Deci voi, filozofii, voi. Filozofii, te bag și pe tine, că ești încă cu ei. Și că îți place încă, ai în inima ta filozofia. Și e foarte bine că îți place, numai că se va transforma filozofia și inteligența ta în duhovnicie, duhovnicie, tu colegia, tu vei fi mare sfânt.
Pentru că voi aveți, care aveți foarte inteligenți, v-a născut Dumnezeu foarte multă minte, dacă vă puneți mintea voastră sub la Dumnezeu, deveniți ființi și deveniți desăvârșiți. Ăia care sunt mai proști, săraci, vin mai miți ființi, dar aia voi deveniți ființi mulți. Și uite ce zice. Cunoștința se mecește, iar iubirea zidește. Pavel. Vezi? Vezi? 1 Corinteni. Ia uite. Deci când cunoașterea este fără de iubire, ne duce la trufie. Așa este. Și mai departe, pentru că omul care are iubire, deoarece împlinește porunca cea mai mare din toate, așa este, chiar dacă are anumite lipsuri, de grabă va dobândi cunoașterea. Deci o să va dobândești și cunoașterea, dacă așa am iubirea. Așa e. Iar tu, care-i dacă tu nu ai iubirea, tu și cunoașterea aia o să o pierzi. Nu tu, adică... Da, e ca ăla, un pom cu frunze, dar fără fructe. M-ai înțeles? Așa spune Ioan Gură de Aur. Ce spune Ioan Gură de Aur? Eu așa la mine este. La mine nu există. Stai puțin că poate nu este așa, nu, tata? Așa este exact ce zice. Iar noi dacă vorbim... Și spune, dar de ce, dar cum? Păi Mihai, îi spun un lucru. Oamenii, de fapt, ca să vorbim puțin mai simplu. Știți că vă urmăresc oamenii din America, de peste mai tot. Păi puțin mai simplu, da? Păi ce-i cartea asta? Biblia, da? Da, Cartea Cărților. Cartea Cărților, nu? Și toată lumea zice, eu cred în Dumnezeu. Că asta e cel mai 90%. Esențial. 90%. Nu? Crede în Dumnezeu. Păi dacă tu crezi în El, în Dumnezeu, crezi că există Dumnezeu, El este mincinos vreodată? A mințit vreodată? Nu. El ne-a făcut, nu? Și El dacă ne-a făcut și dacă tu crezi în El și El spune în cartea asta, în cartea asta, El nu spune minciuni, spune adevărul. Păi băi, El spune așa. Cel mai esențial lucru și cuvinte cele mai frumoase și care pe mine mă pătrund și mă fac să fac voia Lui și în toate. Care spune așa. Și care te încurajează cel mai mult să faci așa. El spune în cartea asta, care El nu e mincinos, deci, El nu minte. Spune adevărul, bă, dar crezi în El, cred în Dumnezeu, dacă tu crezi în Dumnezeu, dar El spune adevărul, nu? Și așa spune în cartea asta. Care e scrisoarea Lui pentru noi. Care e pentru noi și care e esențial, zic eu. N-au spus mulți părinți, dar eu asta am sesizat eu. Că o spune la slujbă. Și spune așa. Hristos spune. Dumnezeu Hristos spune așa. Cel ce ascultă de mine și crede în Cel ce m-a trimis pe mine, adică în Dumnezeu, deci Cel ce ascultă cuvintele mele, adică ascultă nu înseamnă aici, cum El când spune, Hristos când spune ascultă, nu spune, nu se referă numai dacă le-a... Dacă aude. Nu spune, adică pune în aplicare. Ce ascultă, adică ce ascultă de mine, Cel ce ascultă vorbele și le-și face, adică. La asta se referă în totalitate. Și crede în Cel ce m-a trimis, adică în Dumnezeu, va avea viață veșnică, dar fii atent, care e cel mai important pentru mine și acum, uite, am o furnicare, am o mângâiere. Când spune fii atent, și la judecată nu va veni. Pai. Tu-ți dai seama când aud eu că acum mă cutremur și acum, deci eu la judecată, ci care este interesul meu? Băi, eu la judecată să nu mai mă duc. Tu-ți dai seama? Oricum, ați mai trecut pe la judecători. Deci nu vă mai place. Păi nu la judecata aia, că aia e dreptul judecător. Înfricoșătoarea judecată. Înfricoșătoarea. Și eu la aia nu mai trec. Deci mie nu mai de frică. De ce? E pentru că eu trec... Direct. Pe văd, direct. Și nu mai am treabă cu judecata eu. Deci când mor și atunci când sufletul se chinuie și când toți drace vin să tragă, eu o colesc, trec, trec, ca ghileaua. Că uite, fii atent ce spune. Că fii atent. Uite, fii atent ce spune aici, eu am gură de aur. Asta ce frumos. Trec caghiuleaua, asta mi-a plăcut. Cel mai frumos, uite ce frumos spune, fii atent. Mare lucru este omul, dar lucru prețios este omul milostiv. Și fii atent, acum începe frumusețea. Aripile milosteniei sunt mari. Milostenia străbate văzducul, auzi? Trece dincolo de lună. Merge mai departe de razele soarelui. Milostenia. Parte, da, deci ea merge mai departe de roazele soarelui. Se înalță în absidele cerești. Dar nici acolo nu rămâne.
Deci știi de acolo, dar să nici nu rămâne acolo. Ci lasă în urmă și cerul, întrece și cele cetele îngerilor. Depășește cetele îngerilor. Ajunge la Tatăl. Milostenie. Și corul arhanghelilor le depășește și toate puterile de sus și stă lângă tronul împărătesc. Deci atunci acolo te duce milostenia, tu îți dai seama. Și acest fapt poți să-l afli în Sfânta Scriptură care ne învață. Zice de Corneliu aici, când întreabă ce este, Doamne, ce s-a întâmplat cu Corneliu. Bine, trebuie să cerci mai mult ca să ce s-a întâmplat cu Corneliu. Și îngerul i-a zis, rugăciunile tale și milostenile tale s-a suit spre pomenire înaintea lui Dumnezeu. Deci, deși ai multe păcate, nu te teme, deoarece ai apărător milostenia ta, fiind că niciuna dintre puterile cerești nu îi se poate împotrivi. E ca o săgeată. Ca o săgeată, pentru că ea, milostenia, uite că milostenia, că am și aici despre milostenie, zice, ea milostenia, ea trece, ea este ca împăratul. Și cum nu poate fi oprită, ea cum nu poate fi împăratul în palat, așa și milostenia trece și nu poate fi oprită. Ajunge direct la judecător. Și uite cum spune, harisma milosteniei este mai însemnată decât harisma învierii morților. De ce? Că spune mai departe. Tot Ioan Gură de Aur. Dar de ce crezi? E pentru că, uite ce zice aici, pentru că... Făcând milostenie... Stai să citesc ca să nu spună, că după aceea ce a zis de la mine, eu vreo minciună sau am inventat eu. Uite ce zice Ioan Gură de Aur, care ce zice el, gata. Pentru că este lucru mare, mult mai însemnat să dai mâncare lui Hristos cel flămând decât să înviezi morți în numele lui Hristos. Deci în prima situație tu îl faci, îi faci binefacere lui Hristos, în a doua îți face el ție. Deci cu alte cuvinte, tu când înviezi morți, dacă ai puterea asta, cu el te ajută să înviezi. Deci e dator lui tu. Da. Pe când tu când faci milostenia... Mie mi-ați făcut, zice el. Îl faci dator pe el. Pe Hristos. Tu îți dai seama să-l faci dator pe Hristos când faci milostenie. Că așa a lăsat Dumnezeu să fie. Înțelegi? Domnul Becali, sunteți foarte, foarte entuziasmat și mă bucur, dar vreau să vă duc cu gândul spre cei care sunt departe de texte, departe de Sfânta Liturghie și care vă judecă. Și știu că vă schimb un pic starea și poate chiar registru. Da, spuneți. Dar sunt unii care se uită la noi și zic așa, bine, George Becali vorbește despre Dumnezeu într-un palat, e multimilionar, a avut tot timpul bani, a reușit în țara asta, s-a descurcat, nu știm cum. Unii zic că nu întotdeauna într-un mod ortodox. Așa. Eu zic vocea lumii, da? Nu vă supărați pe mine, da? Da. Și el vine acum, la 60 de ani, mă iertați, poate n-aveți 60 de ani, poate eu vă dau 50. Da. Și el vine acum să ne vorbească despre credință, despre întoarcerea la Dumnezeu, dar lui a mers tot timpul bine. Aș vrea și eu, zice unul sărac, să am banii lui și apoi când o să am banii lui o să vorbesc și eu ca el. Cum îi răspundeți unui om care totuși nu o duce bine în țara asta? Care chiar vrea să plece din țara asta? Care pleacă în Spania pentru 1000 de euro? Sunt tainile Domnului, eu numai atât pot să-i spun. Că, de exemplu, sunt alții mai bogați decât mine și eu sunt mai bogat ca ei. Și ei trebuie să gândească, bă, eu am cât? 1000 de euro sau 1000 de lei. Sau 500 de lei. Are el. Și el să zică sunt cel mai bogat în lume, sunt mai bogat ca Becali. Poate să zică asta. Poate să zică. Și de ce poate să zică? Pentru că uite Becali, uite mai se duce la fotbal, mai vrea să vândă fotbaliști, el mai are nevoie. Mie mi-ajunge asta. Deci atâta timp cât tu ți-ajunge cât ai, ești mai bogat ca mine. Tu dacă nu mai ai nevoie, ești mai bogat decât mine care mai am nevoie. Înseamnă că eu mai am nevoie, înseamnă că nu sunt destul de bogat. M-ai înțeles? Deci dacă nu ți-ai stăpânit dorința și patima, ești încă sclav. Așa este. Și plus de asta, noi nu putem să știm bucuria omului. Pentru că, vezi, bucuria omului, nu există unitate de măsură pentru bucurie. Nu există. Că eu sunt mai bucuros, cine știe? Eu sau tu ești mai bucuros? Nu știm. Pentru că nu știm, îți spun eu. Plăcerea poate oamenii fi să înțeleagă un lucru. Că bucuria Dumnezeu l-a făcut pe om bucuros în Hristos. Deci așa l-a construit ca să fii bucuros în el. În rai. Nu, în el. Trăiești în el. Și pe viață aici. Nu, dar mă gândeam că pe Adam l-a făcut din start. Da, dom'le,
Păi nu, păi, dar stai că dacă vrei să vorbim de Adam, păi stai puțin. Că, că l-a făcut pe om, așa zis. Păi Adam. L-a făcut pe om, păi așa l-a făcut, să fie bucuros în el, trăind în el. Dar el a încălcat porunca, dar Dumnezeu vezi că el a făcut un lucru mai bun după aia. Că zice, și l-a izidit a doua oară spre mai bine prin Hristosul tău, că vorbim de Paști, de învierea Domnului. Deci noi atunci era omul, înainte de Hristos, era omul material, omul muritor. Acum e omul nemuritor după Hristos. De ce? E pentru că omul nu e muritor, omul, el moare trupul, dar trupul, sufletul se duce în, vine învierea, când noi vom reînvia și morții și vii, că zice lui, ai nebun, păi nu sunt bă nebun, că eu dacă cred în Dumnezeu, cred ce zice aici. Și aici așa zice, băi, înviază morții și vii, ăia care sunt buni vor pleca cu Hristos pe cer, cu îngerii, și ăia alalții rămân și după aia face pământ nou, cer nou, că Dumnezeu nu-l pierde pământul ăsta. Că așa Dumnezeu e. Nu-l distruge ce a făcut el. Îl face nou și cer nou și pământ nou. Nu știm cum, numai că ei se duc în iad pe veșnicie. Acum îi mai scoți cu milostenii, cu ale, cu alea. După aia nu mai e pe veșnicie. Iar ceilalți se vor duce să stea cu Dumnezeu în rai. Și ne care sunt desăvârșiți, le slujește îngerii. Păi adică eu sunt prost. Păi eu de ce, adică de ce e mie să nu... Eu dacă am posibilitatea, ce fac cu ele? Pentru ce să le las pe pământ? Să se ruginească, să le fure bandiții, hoții, când acolo nu poate să le fure nimeni la Dumnezeu. Și eu le transfer de acum. Și le transfer în banca cerului acolo, de acum pe pământ, și fac palat de aici. Deci asta fac. E adevărat că poți să spui, acum e taina Domnului, noi poți să știm cât, dacă el e mulțumit și e bucuros, că poate să fie om care n-are 5 lei în buzunar, să fie mai bucuros de 1000 de ori ca mine. Păi că dacă trăiești în Hristos, păi tu ce crezi vreodată că eu pot să fiu mai bucuros ca un călugăr? Care n-are nimic? Care n-are nimic? N-ai cum să fii. N-ai cum să fii. Că nu poți să-i măsori bucuria. Dar bucuria l-ai bucuros? Pentru că și de ce e bucuros? El poate să fie o lumină. Cum a fost... Păi nu, dar el trăiește în Hristos, el trăiește în bucurie, în lumină. Eu nu pot să știu, pot să știu păcatele mele, nu pot să știi, nu? Nu pot să știi. Cum trăiesc eu, sau tu, sau cu tare. Pe când un călugăr, el trăiește în Hristos, el trăiește bucurie. Serafim de Sarov, bucuria mea. Serafim de Sarov se întâlnește cu un boier, cu un om bogat, aristocrat al Rusiei, și când îl îmbrățișează, e înconjurat de lumină. Un om al credinței, care n-avea nimic, e mult mai bucuros decât un om care le avea pe toate, material. Deci, cei care ne urmăresc trebuie să știe și asta. Păi vezi. Ați avut cândva bani și ați avut tristețe? Nu știu, mie Dumnezeu așa mi-a dat că eu nu am fost niciodată trist. Dar ce e adevărat, că acum trăiesc mult mai mult bucuria. Adică când merg la Sfânta Liturghie, trăiesc în bucurie. Și trăiesc parcă, nu știu, și sănătatea, nu știu. Mă simt... Renoit. Am început să zic ca în copilărie. Că încet, încet, parcă nu mai aveam somnul ăla copilăresc, nu mai aveam trăirea copilărească, știi? Că aia bucuria mai mare. Și încet, încet, la 60 de ani începe, adică devenise lucrurile rutină, așa, adică nu mai, adică... Ruginești. Ruginești. E, am început să întineresc prin Sfânta Liturghie. Prin post? Prin post, păi nu, păi fără post nu se poate, păi dar nu, că uite, am aici, de exemplu, vezi, că spune, da, postul. Păi am aici, vezi... Pasagerul cinci. Paisia Agherut. Paisia Agherutul. Nu, Nicodim. Nicodim Agherutul. Nicodim Agherutul. Deci asta carte, dacă o citește cineva și o respectă, că aia înseamnă postul. Ajunge la desăvârșire. Postul nu înseamnă că stai, Dumne, că nu mănânc. Nu. E postul văzului. Postul, e postul auzului. Toate cele cinci simțuri. Toate simțurile. Trebuie să postești de ele toate. Auz, văz, gust, pipăit. Cinci sunt. Dacă le păzești pe toate cinci, trebuie să faci post de toate. Atunci, și postul complet. Și numai că atât. În post și postul vorbitului. Gura mai puțin. Ce spui, cui spui, da. Când spui. Domnul Becali, suntem... Astea sunt care trebuie să le facem noi. Că noi acum, de exemplu, asta îi spunea și mea, bă, ce post țin eu? Mănânc toate bunătății, sunt depozit, mănânc mai bunătăți. Nu, tată, trebuie să chinuiești trupul, că atâta cât trupul se chinuiește, se ridică sufletul. Cu cât scade trupul tău, cu atât se ridică
și crește sufletul tău. Duhul este osârduitor și trupul este neputincios, zicea Mântuitorul. Ne întoarcem un pic la întrebările oamenilor. Da. Pentru că oamenii vă urmăresc și zic, bun, Gigi Becali a descoperit credința, a avut-o de la mama, zic bine, a pierdut-o pe drum, ca fiul risipitor, a redescoperit-o după închisoare. Nu pot să spun că nu știu cum s-a întâmplat. Adică la 7 ani, 8 ani, nu știu, mergeați la biserică, nu? Mă ducea bunica mea, dar după aia nu mai am împărtășit de la 8 ani, 9 ani, până la 30 și ceva de ani. Deci credința n-a fost... La 35 de ani, eu nu mai m-am împărtășit. Etichetă. Și biserică nu mai mă duceam. Și la mine era o viață de huzur, de o viață nemernică duceam. Deci, în Parlamentul European, când erați, vă împărtășați? Erați europarlamentar. Apucați să mai mergeți pe la biserică? Deja mă împărtășeam, dar nu mă împărtășeam vrednic. Adică eu mă împărtășeam, făceam păcatele iar. Și asta e greu, pentru că poate poți arde. Dumnezeu, Dumnezeu nu a făcut cum trebuie să facă. A făcut milostenie cu mine că e normal când iei trupul sânge lui Hristos și nevrednic ești, faci păcate, te poți arde. Dar eu de la cam 30 de ani, așa am început să mă împărtășesc chiar. Dar după închisoare a început... După închisoare am început, pentru că nu știam, nu le știam. Vezi, de aia la voi e bine la voi. Bine, noi știm, dar nu facem. Citiți. Noi știm unii dintre noi, dar nu facem tot ce știm că ar trebui să facem. Mă întorc la dumneavoastră însă, că data viitoare facem un interviu și despre mine, dar nu sunt încă în situația aia. Domnul Becali, e o mare bucurie să stăm de vorbă și vă spun sincer că mulți o să zică, bă, neamțul filozof cu școlile la Londra, stă de vorbă cu Gigi Becali ca să-i vină pe plac. Și eu le spun atât. Eu nu fac pe plac cu nimănui, eu fac doar, încerc să fac ceea ce trebuie să fac, să pun în lumină un om care are o convertire în viața lui aproape fără egal. Adică sunteți un fenomen. Nu cunosc oameni bogați ai Europei astăzi și nici măcar foarte mulți oameni bogați ai Americii care să se fie întors la Hristos cu această putere, cu această forță. Păi, da, vezi... Sunteți un fenomen. La începutul emisiunii ai văzut? Am lăcrimat? Da. Păi mai pot acum să lăcrimez. Ai văzut? Că Duhul el nu vine când vrei tu. El vine când vrea el. A venit la început. Tânjesc după el. Mai înțeles? După trăirea aia de la început tânjesc. Acum, eu... Păi da, spune că vor veni vremurile când datorită păcatului, omul și întunecării minții, el se va îndepărta de Dumnezeu. Uite ce zici. Fii atent, tu vezi Dumnezeu că a deschis acolo. Iar din pricina înmulțirii fără de legii, iubirea multor ori se va răci. Când iubirea se răcește și se pierde, în chip silit vor apărea dușmănii și războaie. Deci vor apărea toate astea, iar din pricina înmulțirii fără de lege, iubirea multor se va răci. Domnul Becali, pentru ca să nu înțeleagă cei care ne urmăresc greșit, vorbele astea nu sunt doar vorbe, sunt și fapte în spatele lor, când ziceți că vă e drag poporul român. Spuneți dacă vreți, spuneți dacă nu vreți. Partea de filantropie, ați făcut un spital, cel mai recent, nu? Ați făcut zeci de biserici, ați făcut case pe care apoi oamenii le-au vândut, nu? Nu le-au vândut. Sunt vorbe. Nu vreau să văd. Ziceți-mi, care e planul dumneavoastră? Că multă lume nu înțelege. Ce faceți dumneavoastră, de fapt? Vă vindeți averile? Adică le dați țării astea, bisericii? Ce faceți cu ea, cu averea asta? Câți bani aveți, de fapt? Hai să spun ceva. Nu o să spun nici câți bani. Nu o să spun și tot planul meu. Doar o să spun atâta. Uite ce o să spun. Uite, și ce vreau eu? Eu vreau ce zice aici. Da? Uite, în asta zice, da? Uite ce zice aici, ce vreau eu. Și uite ce vreau eu. Despre milostenie și dragoste. Uite aici zice, vezi? Uite unde vreau. Uite unde eu. Și unde vreau eu? Eu vreau să fiu lângă tronul împărat. Eu acolo vreau. Eu și care-i treaba, Mihai?
Eu am fost un om lacum în viață. Lacum. Am luat de la tată. Lacum, era lacum. Avere mare. O patimă, nu? Alăcumie. Patima, alăcumie, de avere. Ar zice că să-ți trebuie... placă să strângi. Să... Da, bani mulți, avere mari, cu tare, lucruri mari, mașină mare, casă mare, toate mari, oi mari, toate, bebești mari. Și zice că să-ți transformi patima ta... În virtute. În virtute, adică să o pui pe patimă să slujească lui Dumnezeu. Adică eu lăcomia ce am făcut? Lăcomia mea am transformat-o în lăcomie de Hristos. Și acum eu sunt lacom de Hristos. Deci în lacomia de bani și acum lacom de Hristos. Am transformat patima în lăcomie de Hristos. Și eu acum dacă eu sunt lacom de Hristos, lângă întotdeauna împărătesc, vreau. Și eu ce vreau? Ce ți-am spus? Bă, la judecată nu mai vreau să fiu. Mi-e frică mie. Eu vreau să trec pe lângă judecată. Să aduc Giulia și uite așa în vămile să le trec. Și eu nu vreau la judecată. Și vreau lângă tronul Domnului. Că eu nu vreau... Eu să mă iertă Dumnezeu, dar eu spun gândurile mele. Eu spun, Doamne, eu sunt laco. Eu vreau pe tine. Eu vreau tot. Tot. Vreau eu tot. Vreau, eu nu vreau. Nu vreau puțin. Eu nu vreau numai nu vreau măruntaie sau fărimituri. Doamne, iartă-mă. Domnul Becali. Dar acum mai zice, zic, zice, nu vreau numai rai, eu vreau lângă tronul împărătesc. Zici, poate ne întâlnim. Poate mă trage și pe mine. Auziți, domnule. Poate mă tragi tu, nu poți să ne știm. Zice cineva, un poate filozof, un om care vă ascultă. Domnule, Gigi Becali crede că e o tranzacție, de fapt, mântuirea. Eu îi dau, sunt un om bogat și dau bani și el îmi dă mie veșnicia. Păi, poți... Așa e? Da, așa este, în ghilimele. Dar nu e comerț. Da, stai puțin, hai stai să spun. Deci poți cumpăra vămile cu bani, da, în ghilimele. Cum cumperi? De exemplu, eu când mă duce la prima vamă, eu vreau deloc judecată, dar dacă trec până judecată, vin și zic, băi, ce ai făcut? Vama, când am a șaptea vamă, băi, uite, ce vrei? Ia mă, n-am aspital, mă. Treci. Păi vine cu tare, băi, uite, băi, da, uite, mă, n-a și case, mă. Și trec. Cumpăr vămile. Dar le cumpere acum. Nu atunci. Și plus de asta mai spune în felul următor, că de-aia dau slavă Domnului. Că să răspund la întrebarea asta. Dar toate faptele... Că tu înțelegi bine, nu toată lumea înțelege. Dar trebuie, ca să înțelegi, stai și puțin în minte. Zice că dacă, de exemplu, le faci, Dumnezeu știe tu de ce le faci. Păi Dumnezeu nu poți să-L minți. N-ai cum. El știe inima ta și gândul tău. Și, de exemplu, când spui că fac asta pentru ce fac, și spune, Dom'le, fac asta pentru mântuire. Dacă tu le faci pentru mântuire, primite sunt că le faci cu scop. Primite. Dacă le faci pe fală... Da, stai, ascultă. Ascultă. Că vorbesc rar ca să înțeleagă și toată tu lumea să înțelegi imediat. Dar vorbesc rar pentru alții, nu pentru tine. Că tu, ce dacă vorbești, tot înțelegi. Că ești prea deștept. Bun. Și dacă le faci cu scop de mântuire, zice că te numești slujitor. Pentru că tu slujești Domnului și asta faci. Dar dacă le faci cu dragoste... Te numești fiu. Corect. Deci, fiu. Nu argat, când, nu rob. Nu rob. Ești rob când le faci, că le vrei să le faci. Dar când le faci din dragoste, milostenia, atunci te numești fiu. De ce ești moștenitor? Pentru că îl moștenesc pe Dumnezeu, pe dragoste. Tu le faci cu dragoste. Deci te apropii de El. Începi să fii ca El. Deci când o faci cu dragoste, cine e dragostea? Dumnezeu. E... Tu ești ca Dumnezeu dacă ai dragoste. Ești asemenea. Deci atunci dacă ești ca El, ești fiu. Deci asta câștigați, da, din milostenie. Asta fac. Asemuirea cu Dumnezeu, da, asta vreau. Care este un boier. Eu asta vreau să fiu. Căutam doar să vă găsesc... Noi ne putem în Dumnezeu, ce vrei să găsești? Pasajul ăla din Sfântul Pavel, unde el vorbește despre faptul că harul ne mântuiește, nu faptele. Oricâte fapte am acumula, până la urmă tot harul lui Dumnezeu este cel care te face să intri. Nu, aici stai puțin, vezi. Mila lui. Păi stai, mila lui. Păi stai puțin. Nu aici, păi stai puțin. Aici trebuie să. Aici unii care ne urmăresc au gândirea asta. Domnule, Gigi Becali crede că el cumpără. Da, tu intri într-un lucru filozofic. Aici, deci la ce se referă Sfântul Apostol Pavel? Las că spun eu. Sunt apostolul se referă la faptul că noi nu merităm om ce am face noi ca oameni prin faptele noastre. Prin noi ne-am născut din păcat.
Părinții noștri ne-au născut în păcat. Și atunci noi nu merităm noi raiul. Dar că Dumnezeu, cu alte cuvinte, prin milostenia Lui, El ne dă raiul, pentru că e milostiv și iubitor. Că noi oameni, nu există om care el să merită ceea ce Dumnezeu ne dă împărăția cerurilor. Mai înțeles? Adică atât de frumos, că zice, unde ochiul n-a văzut, a urechea n-a auzit și nici nu și-a închipuit omul. Mintea nu poate să priceapă. Să priceapă frumusețile împărăției cerurilor. Și atunci omul nu-i demn de asta, că nu e. Dumnezeu, prin mila Lui, ne duce acolo. Domnul Becali. Asta se referă. Pentru mine sunteți o pildă vie a Ortodoxiei care spune că viața în Hristos este de fapt unirea cu Duhul Sfânt. Și Pavel Apostolul ne spune lucruri extraordinare și știu că de mai multe ori de câte ori, de fapt am vorbit cu dumneavoastră, am simțit același lucru, ați avut experiența asta cercetării. Și iată ce spune Apostolul și îmi spuneți dacă ați trecut pe aici. Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci însuși Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negreite. Iar Cel ce cercetează inimile știe care este dorința Duhului, căci după Dumnezeu El se roagă pentru sfinți. Și apoi, și știm că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Domnul Becali, viața Duhului știu, Sfânt. Știu, dar tu acum mă pui să spun niște lucruri care nu le pot să le spun. Adică nu pot să le spun. Nu, dar asta e esența vieții, nu? Da, sunt niște asta lucruri. E esența. Pentru asta trăim, de fapt. Da. Pentru o gustare a Duhului în viața aceasta. Viața creștină, da. Dobândirea Duhului Sfânt. Dar nu pot să spun niște lucruri. Păi asta trebuie să spunem, adevărul și esența. Și așa am spus mult la început. Sunt trăiri pe care nici nu poți să le exprimi. Sunt trăiri prin care nu mai îți pui întrebarea, băi, deja știi 100% și nici măcar un gând că cum e Dumnezeu sau ce e. E clar că e Dumnezeu și vezi, din cauza trăirilor pe care aduc, îți spun, faci așa, pentru că tu când vezi aerul, te uiți în sus, vezi cerul, aerul, vezi, te uiți aerul, ce vezi, nu vezi nimic, dar tu îl vezi, e Dumnezeu a făcut. Vezi pom, vezi flori, vezi cutare și vezi și zici, fără să-ți mai dai seama, tu zici, Doamne, slavă ție. Adică deja e Duhul Sfânt te pune, că tu de unde tu? Păi dar eu acum cu tine vorbesc cu tine, da? Dar tu, eu fără să-mi dau, acum mi-am dat seama că eu fac rugăciune. Da, ciotchi, da. Eu fac rugăciune. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Tu când mă puneai întrebare, eu spuneam, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Păi să le spunem celor care ne urmăresc, așa da, pe când, pe când, de exemplu, când eu vorbeam, mâna mergea. Și eu spuneam rugăciunea tot, o spuneam, dar o spuneam cu degetul, că e în mădularele mele. Și o spuneam, sau de exemplu, cum să, cu experiența pe care eu am trăit-o și care îndrum și pe alții, cel mai important e când respiri, să-L respiri pe Hristos. Să spui, Doamne Iisuse Hristoase. Respir, da, respirând, fără auzi, fără nimic. Doamne Iisuse Hristoase, zicând în respirație. Lipește respirația de rugăciune. Da. Și după aia când expiri, zici, miluiește. Deci inspiri, Doamne Iisuse Hristoase, și expiri, miluiește-mă pe mine. Fără să vorbești nimic. În gând. În gând. Cu aer. Lipești respirația de rugăciune. Da. Asta e important, de ce? Pentru că lipind-o, intră în obișnuință și atunci tu când respiri, zici, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Zice, miluiește-mă, mine păcătosul. Eu simplific. Numai că sunt momente când dai trăire și apeși pe păcătosul. Da. Nu, și când și dormi. După aia adaugă unii și toată lumea ta. Da, când adormi. Nu, că sunt niște... Când adormi, mai poți, când dormi, stai cu nevasta în pat, poți să zici, Doamne, poți să faci rugăciune. Și atunci, prin respirație, zici rugăciunea. Și adormi în rugăciune. Și după aia spune că cu timpul îl dobândești, Duhul Sfânt, că spune după aia, spui rugăciunea în somn. Și noaptea se lipește de tine. Da, se lipește și zici, spui rugăciune. Adică sunt momente când după aia, când ai trăire, că nu mai poți să spui. Și spui, Doamne, spui Iisuse Hristoase, miluiește-mă, Iisuse Hristoase... Sau poți spui Iisuse, atât. Sau spui Iisuse, depinde cum îți vine atunci. Și atunci nu e ceva care tu faci. Duhul Sfânt, El te pune să exact spui așa. Exact ce aici. Se roagă cu suspine negreite întru tine. Da. Dar hai să vă mai întreb ceva, domnul Becali.
Atos, muntele Atos, cât a contat în transformarea dumneavoastră? Mihai, nu știu asta. Nu știu asta. Sunt lucruri care nu le știu. Că nu... Trăiri speciale, liturghii de toată noaptea, adică slujbe de toată noaptea. Mihai, este clar că ți-am spus, dacă te duci la parfum, e mirușa parfum. Și este clar că dacă te duci, unde te duci acolo, de acolo vii încărcat. Pentru că vezi, știi care e treaba. Noi, în credință, suntem ca copii. Ai văzut, când aveai 10 ani, erai atâta, nu? Da. Și acum ai atâta. Da. Știi când ai crescut? Nu. Nu știi. Nici nu știi nici când crești în credință. După ce un an, 3-5, constați că nu mai ești mic. Tu constați că tu nu mai ai crescut. M-ai înțeles? Și zici, bă, ăsta sunt eu. Sau tu constați, de exemplu, că tu nu mai ai în biserică gânduri. Spurcate. Nu sau... spurcate, nu gânduri neapărat despre lume. Că gânduri spurcate în biserică nu sunt, dar că nu permite Duhul. Dar gânduri de lume, gânduri lumești, nu mai ai, adică de a face, de se întâmplă, de ce se întâmplă. Bârfe de comentarii. Bârfe politică, nu mai ai. Încet, încet. La cine... heruvic te-ai desprins, ca un înger. Atunci ai, e mult mai mult. Atunci... Domnul Becali, ne apropiem de final, dar nu vreau, fiindcă nu ne vedem în fiecare zi și nu vreau ca acest interviu de Paști să rămână fără să atingem și subiectul ăsta. Sunteți un om de familie, aveți o soție, aveți copii, vă înțeleg cei din familie cu toate aceste trăiri pe care le aveți? Păi dar nu, dar eu dau slavă Domnului că eu, de exemplu, vezi că contează, vezi că nu poți să ai, de exemplu, să te ceri cu nevasta, e nevasta mea, e mai credincioasă ca mine. Da? Eu Doamna Luminiță. Da. Pentru că ea, vezi, adică eu i-am spus, bă, uite, când mă rugam și făceam rugăciune, făceam psaltire, eu spuneam, bă, uite, mă bat gândurile. Ea mi-a zis, bă, Gigi, pe mine dacă mă bat gândurile, eu o iau de la cap. Și atunci am obișnuiește pe trup, că, bă, dacă tu te gândești la altceva, imediat te duc înapoi și te iau de la cap. Și atunci ea nu... Deci ei... Și dau slavă Domnului că mi-a dat nevastă credincioasă, că ce faci? Te ceri cu nevasta? Sau, de exemplu, mi-a dat și fetele care și ele se spovedesc, se împărtășesc, merg la biserică. Au făcut și școli bune aici în București, nu? Au făcut școli, fac cu tare, uite, de exemplu, aia mare mijlocie mi-a zis... Teodor, Alexandra... Cristina. Aia mijlocie mi-a zis că a început să facă, a făcut citat, am făcut 3 catisme. M-am plâns de bucurie, am luat-o în brațe. Să le spunem celor care ne ascultă, catisme din psaltire, da? Din psaltire, da, dar e mult. Știe, da. Dar mult, mult, sigur. Sunt mulți psalmi. Da. Și am făcut, mare bucurie pentru mine. Cealaltă mică, i-a spus bunica sau odată, nu se vine în pantaloni la biserică, că e păcat. De atunci n-ai mai văzut, fustă. Că nu mai e roche. Nu mai merge, nu mai e roche la biserică. Și plus de asta vine și zice, uite, tată, citește nu știu ce, face rugăciunea nu știu ce, la biserică nu lipsește, țin posturile. Sunteți bunic? Cum adică dacă sunt? Dacă sunteți bunic, încă nu sunteți bunic. Nu sunt bunic. A, nu a fost nicio căsătorie dintre fete? Nu, dar întreb că nu știu. Da, fata mare s-a logodit. A, deci urmează, vă așteaptă o bucurie. 12 noiembrie e nuntă. A, frumos, frumos. Nu, octombrie, 12 octombrie. 12 octombrie veți sărbători. Domnul Becali, vă mulțumesc pentru prietenie înainte de toate și pentru dragoste. Eu ți-am mai spus ție. Încearcă tu să transformi asta. Ți-am spus, eu nu pot să devin atât de sfârșit ca tine. Pentru că Dumnezeu ți-a dat mai mult, mai deștept și atunci fi mult mai deștept, tu mă fi mai desăvârșit, pentru că tu poți să transformi astea toate în Dumnezeu. Să te transformi în Dumnezeu, te îndumnezeiești, că zice așa. Zice că Dumnezei sunteți toți și fii ai celui preanalt, iar voi, ca niște oameni muriți, ca niște căpetenii cădeți. Și mai spune Dumnezeu Dumnezeilor, va judeca în sfatul sfinților, Dumnezeu, în mijlocul Dumnezeului va judeca. Deci care sunt Dumnezeii? Sfinții. Prin har. Și atunci Dumnezeu noi nu putem în Dumnezei. Iar dacă tu toate harul tău, darul tău de deștept și te-a făcut, îl transformi în... În dragoste. În dragoste. Nu, dar în dragoste, stai puțin, că în dragoste aveți cu dragostea asta, că dragostea asta nu poți tu. Știi cum poți? Dacă vrei dragoste. Și le spun la toți, ca să știe. Că toți, păi n-ai văzut, mă, că toată lumea ce spune iubire. Îi spune iubire, dar ei nu au. Vorbește toată lumea numai de iubire. Sau toleranță, mai nu. Nu mai zic. Nu știu, domnule, toleranță, dar ei nu au. Dar iubirea o au. Păi de ce nu au?
Păi bă, că iubirea nu o primești decât la Sfânta Liturghie. Cum dacă o să o ai iubirea? Tu nu poți să o ai singur. Trebuie să o ceri, iubirea este dar. Și trebuie să o ceri de la Dumnezeu. Doamne, dă-mi iubire, Doamne, dă-mi dragoste. Doamne, dă-mi dragoste. Și tu trebuie să zici, Doamne, vreau dragoste. Aici și Becali zice că dragoste. Eu nu pot, dă-mi, Doamne, dragoste. Dă-mi ce n-am. Și dă, cere dragoste, cere dragoste. Dacă cere dragoste, e cea mai tare dintre toate. Nu contează, că aici sunt apostol Pavel. Aici. Și dacă vorbești în toate limbile, și dacă dau să fie... Și dragoste n-am nimic, nu sunteți. Și dacă vorbești în limbile îngerilor, și dacă... Chimval răsunător. Răsunător, tot. Și dacă dau copul să ai, și dacă munți, munți din credință ce ai, dar dragoste, adică vrea să scoală în relief dragostea cea mai tare. Dar ca să o ai, trebuie să o ceri. Și ca să o ceri, nu poți să o ceri aici. Hai bă, ești becari la palat. Doamne, dă-mi și mie dragoste. Nu, tată. În genunchi și la liturghie. La Sfânta Liturghie. Nu ca mine. Că la mine, slavă Domnului. Duminica. Duminica măcar. Că nu pot oamenii. Oamenii au servici. Nu pot să le cer eu să le zic, bă, duceți-vă la liturghie voi în fiecare zi. Că o să zic că, bă, tu ești la servici, că n-ai servici. Tu ce ne dai nouă? Dar ei duminica să ducă. Că sunt liberi și ei. Să ducă, să ceară ce? Dragoste. Dă-mi, Doamne, dragoste. Că dacă cer ceva spre zidire, Dumnezeu îți dă pâinea de toate zilele, dragoste. Dacă cer lucruri spre zidire. Dacă cer bani, nu-i spre zidire. Dacă cer averi, nu-i spre zidire. Dacă cer să... Funcții. Funcții, nu-i spre zidire. Aia știe Dumnezeu. Dacă trebuie să ți le dea. Pe nota asta încheiem dragostea care acoperă mulțime de păcate. Hristos în mijlocul nostru. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mulțumesc mult. Bucurie sfântă să ai.